Întrebarea e: ne place riscul? Ne place că altfel nu am fi în cripto? Urmează acum, vă arăt proiect. Hai să vedem. Este o platformă de gaming cu sistem NTO, adică NFT Token Offering. Doar cei care au NFT-ul vor avea acces la token. Nu există public sale, nimic de, de genul seed sale. Uh, și înainte să aprofundăm, vreau să înțelegeți, video asta nu este sfat financiar, nu vă, prezin, nu vă dau nicio garanție la acest proiect. Personal eu sunt dispus să risc. Doar 50 de dolari, fiecare face ce vrea eu mi-asum riscul, asumați-vă și voi, dar nu vă luați după ce spun eu, adică nu priviți ceea ce spun eu ca să de investiții, cercetați proiectul, o să facem și o mică cercetare acum în acest video, dar faceți și voi alta mai aprofundată, știu că vă pricepeți, așa că luați-vă și cercetați înainte de a investi, ăsta este website-ul truefuture.io, l-am pus acum pe ecran, deci ăsta este stage de stage-ul de NFT-uri, cel mai ieftin 50 de dolari și primești bilet la loterie, unul singur după aceea și 500 de token, după aceea la 250 de dolari cine are curajul să cumpere de atâta primește 500 de token și 5 bilete la loterie, dar ce înseamnă acele bilete la loterie? După cum se vede aici sunt 300 de de dolari și fiecare participant are o șansă de a câștiga o sumă, nu știu exact cât, cum, unde și când. Luați și vă aș uitați-vă și voi. Ce este, acest, ce este acest proiect True este un sistem, un ecosistem de, de gaming, iGaming, cum îi spun ei. Este o colaborare într-un studio de gaming clasic și un studio pe blockchain. Se pare că a fost fondat în 2018, nu proiectul de cripto, nu partea de cripto, ci acest True Lab Game Studio, care este aici, Asta este linkul. O să facem o mică cercetare acum, dacă aveți răbdare să vă uitați, dacă nu o faceți voi. Asta este site-ul lor cu jocurile care le-au făcut până acum. Astea nu sunt jocuri pe blockchain, da? Să vă fie clar. Mergem înapoi la site, mai ne uităm pe aici. Ce? au peste 16.000 de jocuri conectate, 10 miliarde în, în volum, dolari, euro, în volum de betting, deci probabil este ceva legat de cazinouri și jocuri de noroc sau. N-am înțeles-o bine, o să mă uit și eu, dar vă rog să vă uitați și voi. Cam 5 milioane reveniu pe lună. Mai jos în site găsiți fondatorii, trebuie să vă uitați și voi, de exemplu, apăsați pe linkul lor, pe LinkedIn, vedeți unde vă duce, cine apare, ce informații vă dă despre fiecare în parte, cercetați numele lui în Google, așa se face o cercetare, vedeți dacă apare vreo informație despre vreun scam sau ceva de genul, luați pe fiecare în parte și faceți o cercetare. Acesta este Tokenomics de zice. Aici nu dau o cifră exactă, dar dacă backers, deci cei care au uh, început inițial, au un 10%, 10%. Deci odată avem 5 milioane și încă 5 milioane avem 10 milioane. de deci 10% ar fi, per total ar fi 100 de milioane, dacă nu mă înșeală matematica. Un alt lucru important la care să ne uităm, bineînțeles, Twitter. Dacă există activitate, câți urmăritori? 24.000 de urmăritori. Ne uităm pe aici la activitate, vedem ce postează, ne uităm pe la comentarii, pentru că, într-adevăr, dacă oamenii au ceva de spus negativ, o vor spune prin comentarii. Logic, nimeni nu poate să cenzureze asta. Poate că vor mai fi și conturi false, dar nu au cum să fie atât de multe și să comenteze. Mergem înapoi. Vedem pe Telegram câți membri au. 118.000 118.000 urmăresc pe Telegram, da, interesant. Mergem înapoi. Hai să vedem pe Discord. 31.000 de membri pe Discord. Nu este foarte rău. Pare să fie un interes pe acest proiect, dar trebuie să cercetăm mai profund. Mergem înapoi. Aici, în site-ul lor, găsiți aproximativ toate informațiile care aveți nevoie, dar trebuie să faceți și o cercetare independentă. Puneți întrebări pe Google despre proiectul ăsta. Nu vă arunca să băgați banii așa din prima. Nu vreau după aia să dați vina pe mine că ați pierdut bani. Eu doar vă arăt un proiect pe care l-am găsit. Nu este nici de cum nu vreau să vă conving să faceți ceva. Pentru mine 50 de dolari este suficient să risc într-un proiect necunoscut de genul. Poate dacă fac o cercetare, după ce fac o cercetare, nu există poate, după ce fac o cercetare mai mănunțită, îmi place și văd mai multe, poate o să cumpăr de maxim 250, nu știu, rămâne să mă uit. De moment 500 este ceea ce, 50 este ceea ce voi miza eu pe acest proiect. Acesta este NFT-ul care îl voi primi. Cum? Trebuie să mă, da, trebuie să mă conectez cu Metamask. Deci de aici o să-mi fac pașii singuri. Singur, sunt sigur că vă descurcați și voi, dar repet ce am zis din nou, cercetați înainte de a investi. Numai bine și vorbim pe grupul de Telegram Armata Hodl.